Sunt Bogdan Sărătean, de la Bisteatru din Sibiu și particip la Cămine în Mișcare cu proiectul teatral Mutat de la noi. Tema migrației e o temă care mă preocupă și era incitant să scriu un scenariu pe tema asta, având-o lângă mine pe Sharon Bukirva, pe Shamalea și văzând ce se întâmplă acum în lume. Am parcurs toate poveștile și interviurile de pe site-ul Cămin în Mișcare și am găsit o poveste unde o secvență m-a inspirat, să zic, în mod deosebit. M-a trimis într-o altă lume. O secvență similară cu poveștile șamei legate de voodoo în Africa, dar o secvență din anii 40 din Banat, din Comloșul Mic, unde o femeie care nu mai găsește leac pentru băiatul ei, după ce o duce la toți doctorii și în Timișoara și în Sânt Nicolau, ajunge la baba Fema, baba satului, care îi spune că trebuie să moară un alt copil al ei pentru ca băiatul să trăiască. Că se poate face acest sacrificiu, acest schimb. Știu de ce ai venit. Ai un băiat bolnav și trebuie să moară. Am povestit cu Alex Drăgan, omul care a luat interviul, și mi-a mai istorisit tot soiul de povești de astea din zona noastră arhaică, rurală, legate cumva de biserică, dar care, cum v-am zis, sunt similitudini cu zona asta de voodoo din Africa. Și am făcut o paralelă între fenomenul migrației din Banatul anilor 40 și ce se întâmplă acum. E povestea unui emigrant care pleacă din Africa spre Europa către o viață mai bună și am încercat să o redăm acum cu mijloace filmice. Arșiță, pucioasă, flamă, fără strop de apă. Deșertul. Orice numai să scap de război, de sărăcie, de foamete, de țipetele pruncilor tăi flămânzi, de zilele nesfârșite. Și-ți vine să strigi, de neputință, de frică, de foamete. Fugi! Fugi! Fugi!